George Vasiliu, în calitatea de președinte al viitoarei Federații a Ghizilor de Turism din România, în primul rând, felicitări pentru această calitate și aș vrea să ne spui câteva cuvinte despre ce va face această federație mai întâi. Mulțumesc pentru felicitare. Ce va face Federația viitoare a Federației a Ghizilor de Turism pentru România? În primul rând, va apăra drepturile ghizilor, tuturor ghizilor din România, cei care sunt membri în asociațiile celor 12 asociații de turism, de ghizi de turism din România care există pe teritoriu. Și în primul rând o să fac demersul către Ministerul Turismului pentru a apărea acea poliție turistică unde va avea misiunea de a verifica grupurile de turiști dacă sunt însoțiți de ghizi români atestați pe teritoriul României. Și de asemenea să se zbată pentru o clarificare a situației numărul de ghizi activi de pe teritoriul României, fiindcă ei au în evidență 5600 și vreo 20 de ghizi, dar nu știu dacă din 5600 activează 10 sau 20%. Asta ar fi primii pași pe care îi va întreprinde Federația Națională a Ghizilor, apoi va încerca să schimbe acel model de ecuson care există, care oricine poate să-l facă, este foarte simplu și foarte ușor de reprodus, de copiat, și de asemenea să introducă acea modalitate pentru a ține o evidență mai strictă a ghizilor activi, o viză la 2 ani sau la 4 ani, depinde cum va hotărâ cei de la autorizare și control din cadrul Ministerului Turismului. Astăzi se încheie, în momentul în care facem noi interviul, se încheie Conferința Națională a Ghizilor de Turism, care a avut la Oradea loc în acest an. Câteva concluzii la final de conferință? În primul rând, felicitări organizatorilor, da? Colegii mele Alina Giurgiu și celor 12 asociații care au colaborat pentru a avea loc această ediție a doua Conferințe Naționale a Ghizilor. A fost foarte interesant ziua de astăzi, dar și zilele precedente, unde s-a vizitat orașul Oradea și au fost trecute în revistă toate obiectivele turistice. De asemenea, astăzi discuțiile care pe temele de finanțe, de contabilitate, de a promova această zonă a orașului Oradea și a județului Bihor, a fost, din punctul meu de vedere, un eveniment reușit.